data trecută v-ați făcut acum bruscuie și găsiți asupra lor așa vreo 5 galbeni în total. Asupra broaștelor? 5 galbeni. Bogate broaștele astea. Broscoi. Erau umanoizi. Mărunțiși. Da, nu... Vă interesează? 5 galbeni. Vreau și un galben de acolo. Hai că să lași eu unul, că oricum am 49, să fie fix 50. Eu vreau 91 de silver. What? Vreau 91 de silver. Adică 9 gold și un silver? Nu, 90... Nu. Am greșit, vreau un silver, scuze. Nu, un silver și un gold, scuze. Păi dacă am topi... Dacă am găsit un alchimist, ar putea transforma goldul în silver. Merită. Dar cred că vrem să facem invers. Prefer un silver. Oh, mai trebuie ca să am fix. Okay. Îți dau ție un silver de la mine, rămân cu doi. Îți mulțumesc atât de mult. Okay. Vreau și eu dai silver. Ok, îți dau ție doi silver, rămân cu niciun silver. Îți dau nouă cupru. Cât? 9 cupru. Oh, bun. Am 12 cupru. Așa, stai puțin că trebuie să găsesc pagina. Nu mai știu unde am lăsat pagina lui intrării. Ți-am dat-o eu. Nu, ai dat pagina mea. Da. Așa mi s-a părut. Mai încerc o dată. Iau-o pe al lui intrării. Da, asta e al lui intrării. Așa. Bun. Deci având în vedere faptul că tocmai cu broscoi ăștia și deja se însereasă. Și Talau vă zice, uite, eu zic că e cazul să noptăm. Ai dreptate, Talau, adică... Pot înainte ca să ne culcăm, știi, să o noptăm, pot să-i mă duc la Calkin și zic, mai dăm să văd dacă mi-aduc aminte acum despre ce precă. Ei arată ciuperca și încep să râd. Râd și eu. Încercarea moarte n-are, dar pentru nu era să aibă. Da. Nu! Norsdom, te-ai gândit la o schimbare de carieră? Erai un brutar... Parcă știi ceva mai bine decât de data trecută, a? Da. Parcă nu? Parcă a dat 10 sau cât a dat? Da. A dat 8 data trecută. A, da. Încep să-i revină amintirile despre ce vreau. Poți să mai încerc eu? Încă o dată? Da. Încearcă tu, Marc. Cu knowledge nature. Dă-mi e chestia aia. Poate mai amintești și eu ceva. Adică suntem într-o baș de plin de ciuperi și poate vine ceva în minte. O să bine, dar n-o mânca. Nu o să mănânc. O să dea critică. 9. Da, știi că am la fel de multe ca în Râzdom. Ok, nu prea știu despre nimic despre asta, dar eu nu-s pădurarul, tu ești. Eu înapoi. Foarte vestat. Revine memoria. Știi multe despre lumea asta, nu-i așa? Foarte multe. Cred că o să plimbați ciuperca aia până la level 20. Sau până la nivelul următor pentru mine. Îl întreb pe Talau, tu ce știi despre ciuperca asta? Ai putea să-mi spui ceva despre ea? Se uită la ea așa și zice, nu știu să vă zic, dar aici în pădure, în mlaștine, n-am văzut ciuperii de genul ăsta. Păstrează cu siguranță, o să am experiența necesară mai încolo ca să-mi dau să mai exact ce este, garantez. În cel mai rău caz o să fac tocane din ea și o să-i dau cuiva. Eu n-am ieșit de pe rol, ca să știți. Încă mai ieși, te vedeam. Da. Încă te vedeam. Și ți este turtită, am impresia, poza. Nu știu. Îi face o turteșe ca să încapă în chenar. Da, din păcate, e grasă. Da, nu e la fel ca chenarul de la Skype? Nu, din păcate. E ciudat, lasă, e ciudat. Bun, se înserează de-a binelea și voi trageți pe dreapta și... căutați așa un loc șor pentru... Înainte de asta, ca să ne culcăm, dau heal pe Calkin și pe Entrerii. Bine. O să pe Calkin. Primești încă 10. Și pentru Entrerii. Double HP. Pentru Entrerii încă 9. Pentru mine?
Din Vrăj? Da. Tu ai HP, mă. Și acum s-a terminat vrajima de nivelul 1, nu mai am. Voi câte? Eu am 27 viață. Da, tu poți să te odihnești să-ți mai revii. Ăștia sunt mai plăpânzi. Da, păi eu, dacă mă odihnesc, nu mă prea ajută nici mult. Eu. Am trecut eu lui entării. Stai să-ți dau control. Ai control. Nu, n-ai control. N-am control. Nu. Calchin, gata, acum ai control. Așa, da. Bun. A, da, am, gata. Bun, ei, entrării. Wow, se face noapte. Am făcut și noi un foc, măcar. Și căutați și dați și voi niște un rol. Stai că mi-am uitat zarurile. Dați rol pentru Survival. Ești. Pentru Survival, să fie. Survival. Ok, lasă-mă pe ceva fel de bine ca și la Nature. Așa că bastă mie. Așa, eu, rolul meu de Survival. 17. Minus 1. Eu am dat 10. Nu! Așa. De ce? Și rolul lui Entrerii. Asta e rolul lui Entrerii de Survival. Entrerii a murit. N-ai dat cu... Nu știu, plus 0 sau are 0? Cât are? Da, are 0. Ah, ok, da. Da, trebuia să cânt înainte de asta. Entrerii reușește să se umple de asta, de lipitori, țânțari. Da. Unde erau frunzele de tutun? Cu cine le avea? Calchin. Cumpărase da, fiecare câte ceva. Nu ați cumpărat și voi? Am și Entrerii a cumpărat. Da, și Entrerii a cumpărat. Să-și dea cu frunze de tutun pe lipitori. Ești dat cu frunze de tutun. Reușiști ceva? Sare. A, sare era. Ce fel de pădurar ești? Doar ți-a spus sare, sare tu tutun? Vrei să le dai cancer pulmonar? N-au plămâni! Da. De ce m-am luat după pădurarul ăsta? Dar știu că e incompetent. Așa, o secundă doar. Ești atât de incompetent. Ești dat cu sare pe lipitori. A, ce era ăsta? Îi găsesc caracterul. A? Îi găsesc personajul ăsta. Alau. Între timp eu scot chitară și dată și era Avenger sau așa. Nu. Așa, bun. Cât are ăsta la Survival? Oh. Uite, ăsta Ranger adevărat. Nici măcar nu e Ranger, e expert. Era... 24. Putem să fac și asta. Are 17 la Survival. În plus? Are, da, are 17 la skill, așa. Și găsește un locușor bun pentru campat. Și îl vedeți că vă zice așa, nu aprindem focul pentru că este periculos. O să mâncăm răcituri. Nu-i nimic, am niște rații de călătorie, niște carne uscată foarte bună. Ia-mi pâinea mea. Și după ce termină de mâncat, vedeți că ia frunze de tutun și le mestecă așa. Și după aia se dă cu scuipat pe pielea care e descoperită, care nu e. Eu îl imit. Sau altceva. Îl imităm și noi ca niște voi. Eu îl imit ca o capră, nu ca o oaie. Ok. Bun. Și el vă zice, bravo, veți, văd că ați învățat, asta o să vă apără de câți țânțari. A, bine de știut. Bine de știut chiar. Așa. Poate să fac și asta în seara asta. Păi, voi n-ați citit Papillon? Nu. Am văzut jumătate de film. Niște inculți. Care, ăla cu Steve McQueen și cu Dustin Hoffman? Da, Hoffman. Niște inculți, nu? Exact. Așa, bun. Cine face... Pe paznicul. Ok, stau de pază primul. Nu vreau să stau. Eu stau de pază. Vreau să stau. Și al doilea. Și al doilea. Nu vreau să stau de pază. Cred că e o idee să stăm câte doi de pază, totuși. Hai, voi stau eu. Talau zice, băieți, dacă stați voi de pază, atunci eu dorm liniștit. Odihnește, Talau. O să stau eu cu Marc și Calchin cu Andrei. Nu, faza e alta. Mai bine să stai și un elf de pază în fiecare tură, pentru că au vederea mai bună pentru Neric. Adică voi vreți să vă stărească tot noaptea?
Nu, e o tură, tu o tură. Exact. Și eu stau cu Mark, ca să știi. Să-i țin companie. Stim? Îi țin companie, mă, să nu stea singura și să se holbeze la întuneric. Ok. Ok, și dăm cu un zar. Știu că Mark este un elf. Ok. Mm. Așa. Bun, prima tură trece fără peripeții. Ok, mă culc. Nu. Mă culc și eu. Acum mă duc eu și tot de pază cu... Cât? Cu cine? Cu Entreri? Sau cu Calchina? Da, cu Entreri. Cu Entreri. Calchina a stat cu... Te rog. Kami-sama. Bun, ok. Nu se întâmplă nici de data asta nimic deosebit. Auziți doar broaște cum cântă toată noaptea. Și o revedeam. Mă duc să mă culc. Cine a fost înghițit de broască? Mark. Cine? Între ei. Cine a fost înghițit de broască atunci? Eu. Mark. Cum te simți auzind cântând broaște? Având în vedere ce am făcut broaștei, bine. Acum știu toate broaștele de... Acum știu toate și pățesc. Bun. A doua zi dimineață, vă treziți și... Mă hilez. Și zice, zice Talau, astăzi o să ajungem. V-am spus că nu o să vă duc chiar acolo, la coliba ei, pentru că e periculos, voi sunteți nebuni dacă vreți să vă duceți la ea, dar... Avem de ales! Așa. Bun, și mergeți voi. Și sunteți undeva în mijlocul mlaștinii, credeți. Și la un moment dat, Talau se oprește și vă zice, eu până aici merg. Uite, în ce direcție este casa bătrânei? Uite, am aici o hartă. A, norzom. E treaba ta cu hărțile. Dar tot trebuie să dai rol de survival. Normal. Normal că da. Străduiește-te mai bine decât în pădure, te rog. Tot se deschide la un zar. Și... So close. So close. Cu 15... Deci Talau și-a rămas bun. La revedere. La revedere. Am uitat. N-am notat. Dacă ați dat în avans sau nu. Am și uitat cât v-a cerut. 100 pe zi. Da. Sau nu, 50 pe zi. 50. Mai mult? Nu, 50 pe zi, adică 100 în total, parcă. Da, 100 în total. Ah. Și nu i-ați dat bani. I-am dat banii când am plecat. I-am dat da? I-am dat pentru o zi, parcă. Așa, da. Ok, bun. Așa. Deci, vă aflați singuri în mlaștină și cu Norzdon, care nu este un pădurar prea deștept. Dar, mă rog, el crede că vă duce pe drumul cel bun. Aproape sigur că pe aici e. Hai, okay. Mergem înainte. Uh-huh. Și mergeți voi ce mergeți și vedeți că mlaștina devine din ce în ce mai întunecată, și o ceață mai groasă. Norzdon? E sigur că mergem pe unde trebuie? Da, mă, hai că pe aici e. Și sunt și în copaci uscați, deși ar părea aiurea să fie niște copaci uscați într-o mlaștină. Bă, Norzdon, chiar vezi bine? Stai puțin pe loc. Pun mâna pe el, îi dau o luminiță. Să vadă mai bine. Am vedere nocturnă, tipule. Da, acum ai și pe ceață, cred. Pe ceață nu văd atât de bine. Ei, a prins luminile de ceață? Da. Ești ca un far aici. Ceață nu văd în ceață. Poți să dau un rol de percepție? Nu, că e ceață, nu, dar nu o să văd nimic. Bun. Și ajungeți că... La un moment dat... Să lăsesc harta care trebuie. Trebuie să fie una din hărți. Mie că trebuia să o dau 29 ca să pot să-mi dau seama ce aici și eu pot să-mi dau maxim 28. Ok, bun. Stai să vă teleportez. Cum o chema pe elfa pe care o căutam? Zenobia. Zenobia, așa. Zenobia. O chema.
Da, cum o chema pe vrăjitoare? Că de Zenobia nu știu. Ceva cu L. Iuturna. Iuturna, da. Iuturna, cu L mare. Cu L de la Iuturna. Așa, gata, v-am teleportat caracterele. Dar nu și pe noi. Așa, dacă și pe noi. Am ajuns undeva, e un foc aici. E mai de un foc. Așa. Vedeți așa. Vedeți că sunt o folibă. Așa, din vreascuri, din paie, din ceva nedescriptibil. Și vedeți așa că în fața ei, în fața colibei, este un foc care arde. Și undeva lângă ușă este o cușă, o cușcă suspendată în aer. Unde vedeți că pare a fi ceva acolo în cușca aia, nu știți exact ce. Iar pe jur împrejur vedeți niște cadavre. Cadavre numite zombie? Da, și o să... Știți, sunt doar cadavre momentan. Aha. Și, mă rog, ce vi se pare vouă cel mai ciudat este că nu se mai aude niciun sunet de-al maștii, nici o broască sau greiere. Sau eu și cu intrări... E o tăcere ca de mormânt. Puteți să-mi dăm stealth? Eu și cu intrări asta o să facem. Ok, dau și eu stealth. Eu scot acel colier care mi-a dat bătrâna, ridic așa în față și spun... Doamna Iuturna! Stai puțin să dăm stealth-ul. Uite, dați văd după care spune faza. E prea târziu. Marc eu a început deja să strige. Am dat 15. Da, dar Marc a început deja să strige înainte că apoi s-a apucat să vă pitiți. Ok. Deci nu așa. Nu... Nici o mișcare. Doamna Iuturna, da. Scuzați intruziunea, suntem aici în vizită de la soarele voastră. Până să mai urle, iar chiar dacă nu e nicio mișcare, eu mă ascund. Da, și la fel. Adică nu știu dacă mă ascund cu 15. Poți ce vrei să faci? Cu 15 mă ascund. Nu știi. Tu te ascunzi, nu știi cât de bine. Ok. 21 și 18 noi. Așa. Bun. Nu se aude nimic. Da, și că am dat... Mișcându-se... De două ori trei. Da. Și totuși mă ascund. Crezi tu? 21 mă scoate. Deci? Ok, păi, da, hai să... Eu și... Le spunem, îi spunem lui Calkin și lui Întrerii să... Ia mergeți mă voi și vedeți care e faza cu cadavrele alea, dar nu vă apropiați prea mult. Vedeți dacă e cineva în casă. Cât timp ei fac asta, eu dau detect magic pe zona asta. Întrerii se apropie până aici și dă un perception. Ai dat Detect Magic? Da. Ce rază are Detect Magic? Stai să mă uit exact acum și îți spun... Are nu știu câte... Mamă, ce ploaie torențială la mine. 60 de feet are rază. Da, am înțeles, vreo 20 de metri. Da, deci, mă rog, în zonă se simte magie. Dar nu știi exact de unde. Undeva așa, în jurul casei... Cu 11 perception, ce vede între ei? Cu 11 perception între ei nu vede mai nimic. Aveți, apropo, la perception penalitate 2, pentru că este ceață. Cu 9 perception. Nimic. Ia calcizută și vezi și tu. Deosebit. Așa, între ei atunci sunt de puțin în spate. Dar de ce nu te duci să mă calchin? Joci cu caracterul lui Mihai? Norzdom, tu ai ochi mai buni, ia încearcă. Du-te mă înainte, că mi-e frică, că nu știu dacă o să mă... Norzdom, te-ai vindecat de la somn? Ți-ai trecut viața? Da, treceți-vă viața. Cât? Am trecut-o. Cât în plus? 1 per bonus. Constitution modifier plus nivel, adică 4 plus 1, cred că e la tine. Da. Hai, ți-ai trecut? Apropii până aici. 4. Din stealth și dau și un perception. Să vedem, eu știu să văd. Știi să vezi, copii mic. E ca un cățel de la nou născut. Tot nou. Tot nou. Nu vezi nimic deosebit. Ok, bine atunci, hai că încerc să mă apropii. Dădeți-vă puțin mai încolo, dar și mă duc, nu știu,
Eu, stau și în spatele unor zdomn tot cu colierul în mână, așa, îndreptat în față. Marc! Și unde trebuie să mă duc aici? Unde plec tu, eu știu unde trebuie să duci tu. Marc, mă duc aici, că mi-e frică. Marc, vino, stai mai în spate. Sau hai, stai mai aici amândoi. Vino aici. Dacă am greșit pantuierul nostru. Arcul tău era rupt. Poftă. Dar cât de damage te-am dat cu arcul? Nu mai țin minte, oricum nu contează acum. 5, parcă. Așa. Trebuie să văd cât am la perception. Ai destul. Am iau și cuțitele și... Am dat 15 la perception eu. Minus, bine, minus 2, deci 13. 13. Intrerip aici. Nu, de fapt intrerip stă mai în spate cu arcul scos. 27. Norzon vede că în cușcă se află o persoană. Pare că ar fi o femeie, dar nu poate fi super sigur. Da. Așa, după îi se vede așa mâna un pic, știi, și pare a fi o mână de femeie, așa e. Păr lung. Ce văd ochii tăi de el? Nu vezi părul. Ok, nu văd, văd așa o mână subțire și fragilă. Ceva de genul ăsta. Am o întrebare. Un copil, ori o femeie, nu știu. Marc. Da, Marc Alkin. Cât de departe poți spui lumina aia ta? Cum? Cât de departe poți să spui tu lumina? Trebuie ca să ating chestia pe care poți să atingi o piatră și să-i pui lumina? Nu. Poți să atingi o săgeată de mea. Nu o săgeată, o piatră. Sau să arunc o săgeată de foc, poate lumina. Calchin, am avut un vis odată legat de aruncat pietre. A fost un vis oribil ce implica crabii. Nu vreau să repet acel vis, că a fost un coșmar groasnic. De data asta să fie o piatră care luminează. În cel mai rău caz o să atragă atenția în locul ăla. Prea bine, ok. Caut o piatră. Dau light pe ea și arunc piatră înspre... Unde vrei să o arunc? Înspre colivie, să vedem, poate vedem ce e în colivie. O arunc bine, înspre colivie. Deci nu ai cum să vezi ce e în colivie, pentru că n-ai unghi. Ce? Ai problema, nu ai unghi. E copacul în fața mea. E, nu în copacul, dar e undeva sus, este undeva, deci cușca asta este undeva mai sus, adică nu vedeți. N-aveți cum să vedeți. Atunci e inutil să aruncăm piatra. Ok, nu arunc. Doar dacă vă suiți, eu știu. Norzdom? Nu, de fapt eu am acrobatics. Așa. Climb. Climb? Am și așa ceva. Știi mă că trebuie să-mi iau un papagal înainte să... Da. Plus 6. Mă chinui să mă urc în copac. Ok, da, te sui în copac. Mm-hmm. Acum încerc să mă uit la colivie. Mult noroc cu asta. Nu era nevoie să stai cu zarul. Așa, bun, vezi că înăuntru în colivie este o elfă cu păr verde. Seamănă cu mine. Seamănă cu tine. Păr verde. Domnul. Sună Zenobia. Zenobia? Sau... Verde. Calchin, dă un acrobatics. Auci. Copacul veștejit. 16. Cu 16 reușești să mă rog, că crăcile sunt putrezite și m-am prins. Dar reușești să nu-ți rup nimic. Ai un șapământ înapoi teafăr. Slavă Domnului pentru acrobați. Bun, deci acolo e Zenobia. Sunt cadavre pe jos, nu? Sunt cadavre, da. Sunt cadavre într-o stare foarte avansată de descompunere. Întrebarea e cât de descompuse sunt. Ziceau că este... Cum se cheamă? Se spunea că e vrăjitoare sau ceva? Iuturna aia. Iuturna este o vrăjitoare, da. Okay. Necromantă. Eu am o idee. Vreau să intru în stealth. 23. Okay. Bine, mă rog, ești în stealth și dacă dai 1 pe zar. Dar... Mă apropie așa, tiptil aici și înfig rapierul în capul acestui cadavru. Poc. Nu se întâmplă nimic. Băieți, doar că vezi că, bine, scotându-ți rapierul, vezi că că sângele e negru. Băieți, e ok. Adică dacă era un zombie, cred că m-a atacat până acum. E siguranță, veniți.
Dar eu te întreb... Foc? E un foc în mijloc acolo? El este un foc, da. Sunt lemne pe el? Cred da. Că mă duc să mă sinucid. Aș putea să-mi iau o torță de acolo? Că eu n-amarc. Nu pot să trag cu săgeți de foc. Da, poți să fii un lemn de acolo. Mă apropii și iau un lemn din ăsta. Presupun că am pierdut stealth-ul acum. Da, clar. Clar, am pierdut. La voi. Ah, vine și întrerip undeva pe aici, așa mai... Așa, Mark. Vede ba nu, că... întrerip stă undeva aici și e pregătit cu arcul lui. Mark se apropie așa de Olivier și vede că e un scripete, adică Olivia poate fi lăsată în jos. Ok, încep să o las în jos dacă pot. E un lanț, așa. O las în jos. Ok, eu pentru că... o las încet, încet în jos. Squeak, squeak, squeak. În timp ce las în jos Olivia aia, vreau să încerc să dau foc la cadavre. Am un presentiment rău din cauza ce am pățit în dungeon. Când am fost în dungeonul lui Cassian. Ok, bun. Am o întrebare, cadavrele sunt îmbărcate? Îmi dau așa niște rămășițe de haine pe ele. Ah, okay, deci eu am dat foc până acum la zombie 3 și zombie 1. Așa, bun. În momentul în care mă rog, Mark lasă Olivia jos, vedeți așa că cadavrele se ridică. Eram sigur. Toate? Toate, da. Toate. Poate vin că sunt pe ele. Zombie 1 și 3 sunt în flăcări? Da, sunt în flăcări zombie 1. Fugi, fugi, elfule, fugi. Stați acolo, băi. Stai acolo, mă. Nu pot să mă jura, da. Așa că... Luați inițiativa, vă rog. Luăm inițiativa. Cum v-a furisit? V-am zis eu că ceva e în regulă. Nu pot să... E un zombie. Da, e un zombie. Crezi că... N-ai încredere niciodată în zombie. Așa. Cât avem inițiativa? 5? Da, 5. Nu se calcula inițiativa, era chestia am cu dat fumble la inițiativă. Init. Am dat fumble. Asta e caracter. 13. Puf, 17. Fumble. A, și să dea și intrării. Intrării plus 4, 6. Bun, deci în ordine, Calkin. 13. În 3. 6. Mark. Fumble cu 2. Așa. Și Norzdon? 17. Wow. Bun. Vine așa. Așa. După care vine... Nu. Calkin era. Eu nu stau pe tușă. Noi ce-am făcut cu scrollul de Hide from Undead? Eu n-am problemă, contezi, sunt my favorite enemy. Da. Nu-mi candezi pe pâine. Nu-mi ce vânezi de ăștia pe pâine. Bun, Norzdom. Da. Hai, mănâncă, începe să mănânci. Hai. Ok, dacă am întrebare, și ăla de foc se ridică? Da. Este acum un zombie în flăcări. Da, e ok. Ok, o să sper că o să ardă bla până la modul oaselor și o să trag în el. Bun, dai. Da, stai să văd cât trebuie să pun. Ok, deci o să dau cu asta și trebuie să pun 3 la amândouă. 3 în plus la atac și la... De ce la atac? Și la atac și la damage. Ah. Pentru că am favorite enemy și ăla cu... Îți dă plus 2 bonus la atac. Da, dar mai am și chestia cu dacă sunt la 6 pătrățele mai bine, oricum l-ai nimerit. Și plus 2 la atac, la damage. Da, plus 2 la atac, nu, plus 3. Plus 3 la damage. Are point blank. Point blank, da. În care ai dat? În 4. 4, bun, perfect. Îi dă 7 damage, nu? Bun. Așa e, Calkin. Eu am torta în mână. Improvised weapon. Da, știu că e improvised weapon. Dar deja le-am dat foc, așa că este irelevant dacă mai folosesc sau nu. Îi dau drumul. Doar. Îmi scot înapoi rapiera și fățit-o.
Și dau un atac cu rapiera, pentru că nu mai pot să dau full round attack. Bun. Cu care? În 3. Bun. Nu vreau să se apropie de Nordom. Mulțumesc mult. 24. Voi ține minte asta. 24? Da, bineînțeles că l-ai. E cu fața la mine, presupun, nu? Da, da, da. Da, bun. Așa că... am dat din greșeală asta. Ce fac cu zarul ăsta? L-am dat din greșeală. Nu-l folosești. Dar n-ai vrut. Pune-l ca bibelou. Bibelou. Iată. Să știi. Ți l-am pus ca bibelou. 5 damage. 5 damage, perfect. Este mort. Cade pe jos, în flăcări. Wow, și-am dat și o critică degeaba. Asta e, se mai întâmplă. Bun. Stai, ăla a fost ăla în numărul 3. Ok. În numărul 4... Marco, stai cu spatele la el. Da. În consecință... N-am bonus de AC. Ofens, așa, ofens. Bun, 22 versus AC. Lovește. Vezi, 8, poate nu răcești iar. 8 de mg. 8 de mg să fie. Bar. Bun, după care... Vezi, poate nu răcești iar de la zombie. Avem zombie un numărul 1 va da în calcin. Mă așteptam la 16 versus AC. Tratează. Bun. După care, entrerii. Entrerii are arcul scos și trage cu o săgeată de foc în zombie numărul 4. Bun. Așa, short bow plus 8 plus... N-are nimic pentru arc. Asta înseamnă că are penalitate că trage în zombie 4, nu? Da. Dacă n-are point, nu point blank shot, shot ăla... N-are nimic, se numește. Nu, dacă n-are feature de asta, nu. Are penalitate minus 4. Da, în zombie 2 poate. Precise shot. N-are precise shot. Zombie 2 poate, fără să îi trebuiască precise shot, că zombie 2 n-a început să se bată. Nu, este lângă... Ah, bun. Deci tragem 4 și deși sneak attack. Bun, plus, minus cât era? Minus 4? Penalitatea? Da. Da, minus 4 de penalitate. Bun. Fumble. M-a lovit, nu-i așa? Da, a lovit pe Mark. Și vezi că e și sneak attack. De ce nu a lovit zombie 2, nu înțeleg? Că... Și săgeată de foc. Entrării. Bun. Asta schimbă doar schimbă damage-ul în fire damage, nu? Da. Imaginez cât de mult poate să doară să-ți primești studiața de foc în spate. În spate te-ai luat-o. 8 damage de foc. Asta e. Să mai întâmplă. Ai noroc, a dat fumble. Marc simte așa o studiată în ceapă. Ceapă! Și îi străpunge așa carnea și începe să-l ardă pe dinăuntru, știi? După care vine zombiul numărul 2, care dă tot. Asta este pentru că l-ai bătut în duel. 22 versus AC. Lovește, clar. Marc se stinge încet. 6 dmg. Se stinge încet de tot. Cred că doar atât de tare. Foarte tare. Nordom. Urmez eu? După care urmează Mark, dar el și-a pierdut tura, așa că Nordom. Din nou. Mark și-a pierdut și tura, a primit și o săgeată în ceafă, nici nu n-a înțeles nimic. Din nou 7 damage. Bun, în care? A? În zombie 4. Bun, perfect. Mai atriște? Da, tu ce părere ai? Calkin. Ți-a părea mai Nordom încearcă să-i dai foc pentru numele lui Dumnezeu. Am uitat că am săgețile alea. Da, nu ar trebui să le aprind cumva? Adică să stau lângă foc. Dacă vrei să arunc o brichetă. Sau săgeata care o am acum în șafă înfictă. Săgețile de foc se presupune că ai cu ce să le aprinzi. Ah, ok, nu știam asta. Am un killer box. Exact. Ok, dintr-o dată. Vedeți așa că focul explodează. Au. Și cei care se uită la el, adică Nordom și Interi, vă rog frumos să will save. Da, da, un will save pentru... Da, nice, Interi. Ah, Interi. Nordom și Interi.
Pardon, stai, cine a zis? Stai, cine? Deci Enterier și Norzdom. Da. Ok, bun. Enterier este blinded. Pentru câte pere? Nu mai vede nimic. Hai, câte... și Norzdom, tu cred ai dat? Este imediat. Am dat 10 eu. Bun. Amândoi sunteți blinded 3 ture. Oh. Bun, deci eu mi-am scos și cuțitul și aia, dau un full round attack în zombie 1. Bun. No. Ah, pf, nimic. Pare rău. După care urmează zombiul... No, ăsta-i damage-ul, la naiba. Am uitat să rulez atacul. Hai. Cum am uitat să rulez atacul? 20 și... Bun. 13. Bun. Deci, ce? Bun, bun, e bine. Am rulit doar două? Da, da, ai nimerit cam în două. După no, care damage. Urmează zombiul numărul 4, care va da tot în Mark. Săracu. Se la vii. Mark, cu un... 22 versus 10. Pare rău, chiar atâta am dat pe 22. 22. Bine, dă damage. 5 de mg. Mai e unul? Nu mai ai. Mai are minus 2. Am minus 2 acum. Ești leșinat. A, nu streci? Minus... Nu vrea ca să iei minus 2. A, așa, bun. După acum care urmează zombiul numărul 1, care tot încă îl chimbă. Și tot 16 vs 10, bănesc că este miss, da? E miss, oricum, eu i-am dat 9 damage. Bun, ok. Vezi că zombiul încearcă să te, să te atingă așa și după ce ratează atacul, cade pe jos. În flăcări, mistuit. Nice! Norzdom, vezi? Așa se face. Îi dai după foc. Care vine Entreri, care este blinded. Entreri e blinded. Și care... Așa, all checks and activities that rely on vision automatically fail. All opponents are considered to have concealment. 50% missed chance. Așa, Mark fiind deja pe jos, presupun că nu mai am penalitate minus 4, nu? Nu. Dar trebuie să dau un D100 ca să văd dacă nimeresc întâi. Da. D100. 11. Da, nimerești. Bun. Așa. 26. Bun. Fire arrow în zombie 4. Acum damage-ul. 1d6 plus 1 plus 2d6. Nu, fără plus 1. Așa. 10. Bun. 10 fire damage. Este cuprins și el de flăcări și cade pe jos. Enteri se simte ca un as. După care vine zombiul numărul 2, care este singur care a mai rămas în viață. Și... Ciudată viață. Începe să-l mănânce pe Mark. Vine aici, lângă Calkin. Și asta tot. Mark, tu ești. Sunt mort. Adică Norzdom, tu ești. Trebuie să dau cumva de... să mă okay, stabilizez sau ceva? Da. Trebuie să te stabilizezi, că ești în flăcări. Cât să dau? Sau ce să dau? De 20... Dăm de 20, dacă dai peste, dacă dai 11, cel puțin. 6. No, nope, mai pierzi un HP. Nu mai știu exact, că ești, ținești cont și de Constitution Modifier, parcă nu. N-am. A, oricum, așa, bun, Norzdom. Eu trebuie să dau 1 de 100? Da. O, la naiba, sunt lângă... Da, bun, ok. Și acum dau cu atacul? Da. Da. Nu dau 1. Dau 16 versus AC. Și damage 8 plus 3, da? Da. Îl lovesc? Spune că ai tras cu fire arrow. Da, îl lovești și... N-am tras cu fire arrow. Și moare. Cade. N-avem nevoie, boss. Am tras tare de arc. Străpunzi de săgeata... Zombii ăștia au random HP? Ha? Zombii au random HP? Pot avea și random HP, bineînțeles. Și eu mi-am dat unul de 8 plus 1, parcă. Ce? Din luptă, Shame. Și și-a dat singur în el. Bun. Bun, deci, aveam un Potion of Mirror Healing. Am eu unul mare. Nu, noi îl dăm pe la mare, o să se vindece singur.
Cure moderate wand. Mai sunt blind? Nu, da. V-a trecut, vă frecați la ochi așa, știi, și mai aveți așa încă un pic puncte în fața ochiului, dar fațele... Nu-i da la mare, că o să-și dea heal singur. Acum îl dau eu pe ăsta mic, cât se vindece. Dar nu-i trebuie întâi să stabilizăm sau ceva? Dacă îi dai poțiune pe gât să bea, nu-i nevoie. Ok. Așa, poțiune pe gât. Cât heal îi dădea poțiunea mea de... Cure Light Wounds? 1 de 8. 1 de 8. Bun, am rămas fără. Vezi că poate nu învii. Să-mi salvezi și eu inventarul. Măcar 5. Măcar 5. Așa. Îi dea 1 sau ce are 5 ăsta? Dacă îi dă 1, trebuie să dea și puțină mea. Bun, nu, poate să dea întregi o altă pără scenii de Cure Light Wounds. Vă știau un hit, dar se leșinat. 4. 4, bun, te aduci la viață cu 4 HP. E, știi, e exact ca în faza aia din Dumb and Dumber cu Pills are good. Mai țineți minte? Cu Pills are good? Care? Pills are good. Ah, mă, e, trebuie nu să țin minte. Așa, bun. Nu la filme. Mark? Da, el e ocupat. Abia aș revine, e amețit așa, nu știe ce... Suntem așa două palme. Doare ceafa. Intrării intră în stealth. Îmi scos săceata din ceafă. Intrării intră în stealth. Și arunci chiar după proprietatea lui Entrerii. Chiar trebuia să scrii și numele pe ele, serios? Țintește mai bine ta viitoare. Entrerii dă 36 la stealth să scumpă în cap. Am murit Entrerii? Da. L-am pierdut? Poate, cred că cu 36 poate să vine... Cu 36 cred că vine să dă palmă peste fază și nu-ți dai seama, știi? A, ba nu, stai, am greșit. Ăla era rolul meu. El dă 33. Ai spus și tu sau? El dă 33. El dă 33. N-am cum să-l văd fizic vorbind. N-am perception atâta. Nu dă 36, dă 33. Am greșit statistica. Și așa, ca să poți să-l vezi, să dai perception mai mare decât stealth-ul lui. Da. Baftă cu asta. Pun mâna pe mine și încerc să mă vindec. Are 5% șansă. Mă simt mai bine acum. 10 HP. Acum e 14 HP. Nu, am 10 pentru că aveam minus 3. Acum vine Entrerii și zice, Mark, te simți mai bine? Da, poftim să-i ceata ta înapoi. Și eu mai deja în mână. Am, nu recunosc. Entrerii o ia și pune înapoi în tolbă. Îi mulțumește lui Mark. Acum mai ai promisit un cupru sau ceva de genul ăsta. Da. Acum a făcut rost de săgeată normală, nu de una fire. Bun. Între timp mai scot din rucsac, scot bagheta și îmi dau heal de două ori cu ea. Mm-hmm. Pentru încă 9. Bun. Cât de cât, adică... Deci nimic. Bun, hai să dăm jos pe Zenobia. Trebuie să fie Zenobia. Am o întrebare, când dau cu săgeți de foc, trebuie să-mi scad cam 30 sau ceva genul ăsta. Da, da, scadeți, te rog. Cușca, vedeți că are un lacăt pe ea. Câte săgeți de foc a dat Entrerii? Două. Să-mi trec Entrerii, nu-ți dau săgeți. O să-mi scot sau măciuga să dau un lacăt? Nu, dar să mă avem niște lăcătuși specialiști aici cu noi. Poți să dau eu Disable Device, dar stai puțin. Hai, să vedem noi. Hai, dă Disable Device. Așa, să văd cât aveam la Disable Device. Parcă mai aveam și niște bonusuri ceva. Pentru capcane. Azi am verificat ciuperca? Da. Am verificat-o aseară? Abonul și azi. Nu, aseară. Deci pot să dau? Da, dar stai puțin să termin cu Disable Device. Mulțumesc. Hai că e timp pentru ciuperci. Așa, plus mulți. Să aflăm ce e cu ciuperca aia, e special. 30. 30, ca un meșter din două mișcări, lacătul se deschide. Îmi e ce să spun. Dar v-ați uitat după capcane? Ați dat Eu am auto-check pentru capcane, trebuia să dau automat. Am dat când eram la început, da, și mi-ai spus fericire, că am... Din fericire, nu e nevoie, apare, nu s-a întâmplat nimic, n-a fost nicio capcană. Bun, nu, că am...
Stai să văd. Chiar mai e ceață? Mai e ceață? Da. Eu trebuia să văd când m-am uitat după cușca aia, trebuia să văd și ce e împrejur. E în continuare, adică e atât de liniște încât ați auzit cu exactitate țăcăniturile alea ale lacătului pe care le-a făcut wow. Carțin. Așa de mare liniște. Deci? Deschidem ușa. Deschidem ușa. Okay. Și vedem cine e înăuntru. Da, după cum a văzut și Calchin, este o foaică cu păr verde. E trează? E conștientă? Nu, nu. Poate să-și dea cineva seama ce a pățit? Îi pot examina... Un hil ceva. E folosibil la întrein, nu? Da. E cu negru, ok. Dau hil pe ea să-mi identificam ce ar fi putut păți. Nu cred că... Părerea ta este că trage un pui de somn. Cred că doarme, băieți, ar trebui să o lăsăm aici să se odihnească. Încerc și eu. Și eu am minus 1 la heal. Și eu la fel am. 4. Bun. Cum vreți doar așa să vă uitați la ea? Să-mi dau seama ce are măcar. Ok. Deci cu 4 Calchin își dă seama că este încă în viață pentru că se vede că respiră. Încearcă și întrerii. Eu pot să dau heal măcar? 11. Întrerii dă 11. Eu pot... Îți dă seama, nu știu, probabil că ori doarme, ori inconștient. Îmi dau și eu? Nu știu exact, da, dai și tu. Hai, stai așa la heal, serios? Heal, da. Plus 5. Nu știam asta. Și chiar pot să dau heal cu chestia asta sau pentru ce? Da, poți sta ca să... Da, ok. Deci ce face până la urmă? Da, Norzdom crede că ea este inconștientă. Este inconștientă, boys, nu, e terminată, e caput. Și ce putem să-i facem ca să o trezim? Da, Norzdom, o putem trezi, o putem ajuta, o pot vindeca? Dă-i să miroase ciupercă. Pot să mă duc lângă ușa asta și să-mi dau seama dacă este ceva înăuntru? Uh-huh. Da, te poți, nu te poți uita pentru că este, n-ai pe unde să te uiți. Nu e niciun, nici măcar se aude ceva vasca. Din interior? Din interior nu se aude absolut nimic. O să încerc să fac o gaură mică în ușă cu cuțitul? Da. Cât timp voi faceți asta, o iau pe Zenobia de mână și spun, fie ca sângele meu de elf să te vindece. Dar unde știi că e Xenobia? Știu ce, dai un heal? Da, heal, 5. Ok, bun. E Xenobia sau nu aia? Presupun că e Xenobia. Presupunem că e Xenobia, stai puțin. Deci eu am făcut gaură în ușă, pot să mă uit acum cu perception înăuntru să văd dacă găsesc ceva? Stai așa. Marc, ce ai zis că... Pui mâna pe ea, o iei de mână. Iau de mână, spun să te vin, okay, pentru că sunt și eu sau ceva genul. Bună, luând-o tu așa de mână, vezi că, mă rog, strânge mâna ta și începe să se miște așa încet, încet. Măi, ești vie, perfect! Se zăpate. Ok, bun. Dau noroc. Marc, magnificul! Bun. Zenobia, presupun. Asta, mă rog, își duce cealaltă mână așa la cap. Se freacă așa cu dosul palmei pe cap, începe să-și deschide ochii așa și clipește. Sperie. Și zâmbesc așa, din noroc cu ea. Bun. Și zice, unde mă aflu? În mlaștin într-o cușcă, erai părisă de 4 zombies. Ești cumva Zenobia, nu? Da, eu sunt Zenobia. De când te căutăm? Ajută-mă să mă ridic. Ok, o ajut să ridice. Bun. O ajut să se ridice și, bine, ea se strânge așa de tine și cu o mână și cealaltă mână pune mâna pe fața ta. Și zâmbește la tine. Și vezi că dintr-o dată gura îi se lărgește și dinții se prefac așa, nu mai sunt albi, sunt galbeni și foarte ascuțiți. Rapid scot medalionul ăla de la gât. Așa.
Te rog frumos să dă-mi un fortitude save, Mark. Te-ai grăbit! Te-ai grăbit! Nu să cred! Zic să dăm un sens motiv să ne dăm seama dacă te-am mâncat! Am dat 3. Da, ok, stai să vedem ce ți se întâmplă. Te-am mâncat! Așa... Dacă este enchantment, am plus 2. Minus 2 la strength. Da, nu-i mare diferență pentru mine. A, nu, stai, scuze, nu, stai. Mă scuzi, am și greșit. Dacă, aia dacă trăge o cheamă, dacă te atinge... Ai așa, minus 5 la strength. Te simți dintr-o dată așa, moleșit. Și vezi că, mă rog, părul ei rămâne în continuare verde, dar este... ca niște crengi și începe să se cocoșeze și se crească așa mușchi pe spate și pielea să-i se facă verde ca de broască. Și se zic așa, v-am așteptat. Încântat de cunoștință. Sunteți invitați în seara aceasta la cină. Bă, grozav. Și își linge buzele. Își linge buzele. Așa. Dar mai întâi să vă frăgezesc un pic. Cumva și ești vezi... pătruna? Și vezi că nu zice nimic. Și dispare. Ok, băieți, asta a fost ciudat. Mark, te simți în regulă? Mark? O secundă să-mi schimb, mă, dragii. Mark! Mă duc drept un copac. Mă întorc. Stai pe loc. Opa. Stai pe loc. Așa.